piscină! Yeah! Astăzi fim în piscină! A doua zi, piscina se ridică! Și asta nu e tot! Ce facem? Am hotărât să culcăm piscina. Dar voi vreți să montăm piscina? Dacă vreți să o montăm, dați-ne acum un mare like. Noi numărăm până la 5, voi puneți like și apoi începem montajul. Ce zici, tati? Hai, mami, hai să terminăm asta. A venit ziua. Fetele nu mai pot aștepta. De 3 luni le-am promis că le punem piscina. Să ne grăbim atunci, mami. Abia așteaptă fetele. E bine așa, da? Să le aranjăm. Podeaua trebuie să fie moale, să nu zgârie piscina. Sper să le treacă supărarea pe noi. Într-adevăr, au așteptat cam mult. Dar știi cum e? Cât așteptarea e mai lungă, cu atât bucuria e mai mare. Deci, distracția va fi pe cinste. Se vor bucura și mai mult. Da, hai tati, că sunt grele plăcile astea. Și ultima. Ce le-ai mai aranjat, tati? Gata, mami, acum le așez. Să fie fetele în siguranță. A venit Bri. Ce zici, Bri? Montăm piscina? Dar voi vreți să montăm piscina? Dacă vreți să o montăm, dați-ne acum un mare like. Noi numărăm până la 5, voi puneți like și apoi începem montajul. Ce zici, tati? Zic că ar fi și mai bine dacă ne-ar susține și cu abonați. 1, 2, 3, 4, 5! Te-ai abonat? Ai dat like, tati? Ce că au dat? Hai să ne apucăm. Vino cu mătura, cu suflata, cu tot ce trebuie. Tati, nu așa se face. Ia privește. Spor la treaba, mami. Mulțumesc, tati. Până scoatem noi folia, se mai adună câteva ani. Tati, stai așa, că duc eu piscina. Hoi! Tu vorbești serios? Chiar nu vrei să te ajut deloc? Ba, cred că ar fi cazul să mă ajut. Hai, pune mâna. Eu un pic și tu tragi. Ce mai ajutat, tati? Așa ajutor, cred că rămâne aici, pe baza mea. Stai! Să te ajut, tati! Hai să chemăm fetele! Poate ele se descurcă mai bine decât noi. Fetelor, Mara, Teo, Bri! Veniți să ne ajutați! Cu ce să vă ajutăm? Da. Ce am hotărât să montăm piscina. Ce părere aveți? Dar pentru asta, cutia trebuie mutată 2 metri mai încolo, iar noi nu reușim. Voi oare veți putea? Ce? O cutie normal că putem. Ia, dați-vă de aici. Încercați. Ia să vă vedem. Hai. Niciun milimetru nu se mișcă. Haideți toți 5, împreună vom reuși. Haideți. Hai. Hai. Opa! Iar era să castate. Avem nevoie de un ajutor autorizat. Propun să chemăm expertul. Ionuț! Salut, salut! 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 Ionuț, o mega provocare pentru tine. Mută această piscină măcar un centimetru. Gata. Poți singur? Da. Ia să te vedem. Ia să vedem. Poate ca și tu. Tu crezi? A reușit un pic? Măcar a urnit-o din loc. Hai cu toții! Acum! Doamne! Măcar așa avem o imagine! Yes! Să se vadă că-i piscină! Gata! A ajuns pe poziție. Ionuț, fără cutter! Așa scrie în instrucțiuni! Uite! Nu trebuie să folosim cutterul, se pot tăia elementele plastice din piscină. Cutii, cutiuțe. Wow! Ce-i ăsta? Un filtru? Hai, forță! Aceea e pompa. Asta e scara. Aici e pompa. E mare. Acolo e corpul piscinei. Cam atât e piscina noastră. E foarte mare. Asta e copertina. E mare piscina noastră. Materialul. Până acum e mică. E mai mică decât cea pe care am avut-o înainte.
E cea mai mare pe care ne-o permite spațiul. Și acum asta e cel mai greu. Fiarele. Da, vă ajut. Hai, gata. Cutia a terminat. Cine intră să verifice ce e în ea? Eu. Încape și Teo, încape și Mara. Și acum punem capac. Ce faceți, fetelor? 24 de ore în cutie? Da! Ați mai găsit ceva? Eu propun să citim instrucțiunile. Cel mai bine. Sigur. Primul lucru care trebuie făcut în orice montaj. Asta face un om deștept. Verifică întâi ce are de făcut. Eu propun ca prima dată să punem folia. Folia, baza piscinei. Adică asta e. Sacul ăsta. E simpatică, e deschisă la culoare. Toată familia. Acum, ghiciți ce vrea să facă Bri. Ce vrei să faci, Bri? Hai! Hai! Acum vrea să o ridicați. Hai! Hai! Avem pe cineva aici. Cine avem aici? Cine e acolo? Hai, vrea cine? Ea susține că e Andreea, auzi? Astea sunt picioare. Acum eu mă voi uita pe instrucțiuni. Aici avem ghidul de montaj. În limba română. Te rog. Da. E, asta e piscina. Atât. Wow. Wow. Ce faină! Mozaic de gresie falsă! Mozaic desenat! E mare rău! Aici trebuie pompa. Crezi că o să fie pompa pe partea asta sau vrei pe partea cealaltă? Pe partea cealaltă. O să trebuiască învârtită, ca să avem pompa acolo. Înapoi! Dragi, sus în pompă! Și sus cu ea! Wow, câtă piscina va fi! Avem accesibile raporturile, sunt și pe partea cealaltă. Apoi? Hai să vedem cine este. Așezăm partea metalică. Să știți că mie piscina mi se pare destul de micuță. Atât e. Da, mami, dar să se umple cu apă așa. A, B, C, acolo D, F. Ok. Și de acolo A, B, C, D, F. Continuați cu bara B, agregând-o de bara A. E cam așa. Una după alta. Și tot așa până terminăm. E destul de anevoios montajul, dar necesar. Așteptam la ceva și mai greu, să știi. Și eu la fel, mă văd în ochelarii lumei. Revenim când e gata piscina și umplută cu apă. Așa crezi tu, Mara, așa crezi tu. Vlogul ăsta cuprinde tot montajul. Cu instrucțiunile în mână și tot n-am înțeles că acele bare se bagă deasupra și nu în orificiile de dedes. Acum le punem deasupra. Adică am unci degeaba. Mami, 2 minute în plus, Paul. Ce 2 minute? Câteva secunde. De asta spune să dăm cu praf de talc, mami. Ah, acolo? Acolo. La intrarea asta? Avem praf de talc? Nu. Chiar e grea acțiunea asta. Acțiunea pe care am dictat-o eu a fost ușoară să le bagi. Acum căutăm să o punem pe gaură. Ai găsit? Ar trebui să iasă, nu? Da, gata. Uite aici. Vezi? Ah. Un pic, un pic. Gata, e bine. E așa. Și continuăm așa, cu toate picioarele și cu toate barele de deasupra ale piscinei. Acolo jos se prind una de alta cu acele bețe și cam asta e tot. E cam cât e o piscina de înaltă, chiar o să fie mai înaltă. Oh, nu vreau, pentru că o să mă scufund. Nu, o să ai aripioare. Revenim când punem toate țevile. Am găsit colțurile. Iar aici, toată familia lucrează împreună. Hai, mami, și tu. Și eu, și eu. Stai să... Mare decât mine piscina asta. Am aici. Acum ți se pare mai mare piscina? E zic cât mare aproape. De înaltă în asta nu e înaltă. Problema mea e de lățime și lungime. Pentru Brit, chiar e mare. Avem mult de muncă. Acum să văd cum prindeți barele aici. Hai, Ionuț, hai. Mă descurc, mă descurc. Hai, hai, hai. Da. Tati, am pus-o în picioare. Aproape așezată. Lipsesc câteva picioare, le punem acum. Așa arată goală. E destul de înaltă, ia priviți-mă. Eu sunt supărată, că nu pot să văd nimic. Și n-am montat scara. Piscina noastră prinde contur. Mai avem 3 cutii. Normal, trebuia să avem.
2 metri încolo, 2 metri încolo. Da, noi l-am descurcat și așa. Mara, ai 2 metri, uite. Da, da. Nu, 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 nu împinge, că trebuie să stea întinsă. Mai trag eu. Da, trage de colțul. Gata, atât. Abia aștept să vină apă caldă și să mă mănânce. Nu cred. Briana și-a adus un scaunel. Teodora era supărată că ea nu vede. Pe Briana a adus-o capul să-și aducă un scaun. Scaunelul. Și prima săritură în piscină. Și Teo în piscină. Și Mara în piscină. Mara în piscină, e grea. Opa! Opa! E moale! Asta a zis în piscină! Și ușor, ușor, noaptea o se umple? Piscină! Yeah! Gata, fetele sunt fericite! Au piscină, nu le mai trebuie apă! Lem și apă! Vă dați seama că dimineața când o să fie plină cu apă să ne băgăm în apă? Uleu, e un fric de îngheți! Piscina e montată, acum rândul scării. Wow. E de treabă și la asta, mami. Ce credeai? Că e ușor? Nimic nu e simplu. Totul se realizează cu muncă. O, Doamne, uite cum face vântul piscina. O ridică. Ia, o ia pe sus. Doamne, ferește, piscina e în copac. A căzut. Păi a venit vântul, extrem. Și bine, oh my god, și voi unde erați? Mi-e foarte frig. Și mie. A doua zi, piscina se ridică. Cam așa arată piscina noastră a doua zi. E vânt și cred că o să o coborâm. Și asta nu e tot. Priviți florile noastre. Ce fac fetele sus? Să le ridicăm repede, fetelor, și să le umplem cu apă. Haideți, repede, ajutați-mă. Să vedem ce putem salva din ele. Asta nu are nimic. Să vedem pe a doua. E ok și a doua. E de acolo. Și repede, repede le umplem cu apă. Ce frig e. Ia uite. Ce facem? Nu știu. Cineva ține și cineva dă drumul la apă. Hai. Eu dau drumul la apă. E super frig. Și așteptăm. Am hotărât să culcăm piscina. Nici n-am montat-o bine. Că o demontăm. Dacă era plină, nu pățea așa. Era plină. Of. Nu trebuia să montăm piscina ieri. Fetele au vrut. Și până la vreme mai bună, ciocolată caldă, biscuiți. Așteptăm și voi odată cu noi. Mai repede decât noi, ce-i drept așteptarea. Imediat ne vedem. Am intrat în casă, am făcut curat la țup-țup. Tati, privește unde stă cocoțat țup-țup. Așa ceva? Pe mâncare. De bolul cu mâncare. Așternutul e schimbat și spre surprinderea mea, deși e schimbat cam de jumătate de oră, nu am mai făcut nimic. Nimic. Și până acum făcea, când îl puneai imediat după ce îi schimbai așternutul, 40. 40 trântea. Noi până una alta mâncăm biscuit cu ciocolată caldă. Și povleci, aduceam. Așa, 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 așa. Așteptând o vreme mai bună să montăm piscina. Câte zile au zis? Vrem piscină, vrem piscină. Acum ne dorim piscină și nu se mai poate. Era frumos, era extraordinar afară. Ieri, alaltă. Dar alaltă acum am avut să ne Noi înainte să vină vigilia aia mare, ne-am cu Teo, bună soare, și mi-am suc cu gheață. Da. Și atunci a venit frigul. Și după aia mi-a tras repede în casă. Și ați văzut ce s-a întâmplat cu piscina lor. Trebuia să nu venim cu suc cu gheață. Pentru că vremea s-a luat după sucul nostru. Și voi credeți la fel? Eu nu cred. Nici eu. Dar vremea se va face mult mai bună imediat. Ia priviți. Le-am mai scos un pic la aer și la libertate pe iepuraș.
La joacă. Doar că își bagă gheruțele. Tati, oare la iepuraș li se tund gheruțele? Nu. Voi ce spuneți? Li se tund gheruțele la iepuraș? Iepurile. Eu. Ar trebui scos mai des din cușcă și să ne jucăm cu el. E cam sălbatic. Așa-i Teo? Cred că așa a fost el. Așa sunt toate animalele noastre. Nu știu de ce. Pentru că s-a speriat. Am ajuns în casă și piscina cred că deja s-a umplut. Pentru că... afară plouă și plouă bine. După furtuna ne-am apucat de piscina. În primul rând trebuie să finalizăm scara. A doua zi. A doua zi, da. Piscina încă are apă pe ea. A plouat. Da. Ia priviți. Și aici apă. Tot apă. Multă apă. De seara, așa ne-am apucat și de piscină. După ce am făcut un challenge cu iepurașul 24 de ore. Suntem iepurași sau avem grijă de iepurași? Scrieți-ne comentarii ce credeți. Gata. Yay! Dar mai avem destul. Tati, ți-am furat tricoul. Mi-a plăcut mult culoarea. Eu ți l-am luat pentru că mi-a plăcut mie. Să-l port sănătoasă. Mulțumesc, îl dau înapoi, tati. Dar tot așa să fiu lejer azi. Hai. Tati, trebuie să pun și la spălat. Hai, repede. Zici că astea sunt tocuri. Ia uitați. Tâm-tâm. Invers. Ce faci, Bri? Burticuță. Eu sunt echipată. Echipată, da. Ți-ai pus pantalonii mari? Da, de asta mai îndoi. Face orice, numai să se bălăcească. Ok, optimă! Teo cu tocuri. Lăsa alea. Capetele și terminăm scara, revenim. E aproape gata. Hai, Teo. Înclină, 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 înclină. Fixăm. Ah! Și gata. Am mor? Nu încă. Ah. Nu e stabilă, imediat te urci. Ce? Da, puiule. Dar cum urci și cobori? Grijă. Aici cum te urci? Dacă n-ai nimic. Pune scara aia. O să punem scara asta în interior. Mami, am făcut-o bine? Tati, după schemă? Așa se pare. Dar cred că aici de fapt îți spune cum să o scoți, că nu e bine pusă. Ei! Am reușit. Cred că trebuie pusă aici. Ei! Ta-da! Wow! Super! În ajutor! Războinici! O să săriți de acolo? Da! Bun! Nu o să sari așa, ci o să sari așa, pentru că partea asta dublă intră în piscină. Ah. Deci vei sări așa. Și 1, 2, 3! Și... dar unde să sară fetele? Nu trebuie făcută piscina. Ba da! Trebuie, tati. Hai! Să o luăm de la capăt. Întâi să o curățăm. E plină de apă și ace de pin. Mm-hmm. Și conuri de pin am văzut în ea. Mai degrabă o ridicăm. Intru eu înăuntru, o curăț, după aia punem apă. Ok, facem așa. Teo, hai! Hai! Da la mine în brațe! Hai! Nu! 3, nu. 2, 1, nu. Și... nu, 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 nu. Hai, nu de acolo! Hai, Teo! Hopa! Să ridicăm piscina, hai! O să revenim, că ați văzut deja asta. E ca și cum o luăm iarăși de la capăt. Revenim când este pusă. 3, 2, 1 și montată! Gata! Și piscina este pusă pe picioare! Pentru a doua oară! Flashback.
End of flash. Sperăm ca de data asta să fie cu noroc. Mai ia. Avem mult de muncă, hai să aranjăm folia, să o tragem pe poziții. Hai. Gata, intrăm în piscină. Wow. Punem scara și intrăm să o curățăm. Haide. Ia uitați cine intră la curățenie. E stabilă? Da. Uite. Și vin și eu, după voi. Să sarim de aici. Hai, o să o punem pe partea aia ca să putem să ne băgăm pe dedesubt. Ia, un scaun aici. Un scaun la mami. Toate scaunele ajung la piscină. Oare cine le aduce? Brii! Cu Teo! Fără Teo! Mami, mătura, să facem curățenie. Și folia trebuie curățată, pentru că atunci când se umple piscina, aceasta se va umfla așa și va ajunge până aici. Ce fac fetele? Pierdem timpul dacă stați așa și nu vom avea apă în ea. Păi vreau să încerc asta. Măcar puțin. Vreau de mult! Hai. Hai. Caldă! Te pune frica, mă, caldă! Dacă o curățați repede, vin cu apa caldă. Hai! Poate la 1 dimineața sau la 3 dimineața sau la 5 dimineața ne băgăm piscină ca să fie caldă. Apa asta e foarte rece. Deschidem așa. Deschidem și plasa. Așa și luăm furtunul. Care-i grijă? Acolo, da. Asta-i? Cum facem? Că nu... Nu merge? Sigur? Nu merge. Mami, pentru asta am prevăzut alt sistem. Ia zi. Ai dedesubt? Da. Ia. Sunt robineți separați, astfel încât să pot să mă conectez cu un furtun de dimensiunea și de forma aceasta. O să vedeți imediat cum. Super! Acesta e conectorul pe care îl voi conecta direct în țeapă. Merge! Și apă caldă pe furtun. Încă e rece pentru că... Aici furtunul e cald. Ce se aude? Ce se aude? Ce se aude? E rece. În piscină, fetelor. Cu apa caldă. Și primul strop de apă în piscină. Hai, revenim. Cu apă caldă. Apa caldă e servită. Mami, dar să știi că mă bag și eu. Nu cred. Ba da, la apă caldă. Eu nu cred așa ceva. Durează ore până se face atât. Ce căutați de acum în piscină? Nici n-are presiune. Apa, să știți că e chiar fierbinte. Și cu cât de rece e solul pe care stă fundul piscinei, e bine că e fierbinte. Până la urmă, conectorii mei au fost de folos. De acolo, de sub... Iuveta. E mai bine așa, fără pistol. Ce rost avea, presiunea e aceeași. Da. E cu pistol și fără. Pe aici, că e mai jos. Și gata. Revenim într-o oră. Să vedem câtă apă intră în timp de oră. Calculăm câte pătrățele s-a ridicat nivelul apei. Și vedem în câte ore se umple piscina. Să vedem dacă noaptea asta trebuie să o oprim sau nu. Oricum nu o voi lăsa pe apă caldă. O voi lăsa cât se distrează fetele, după care cu apă rece, mami. Ia uite, au apă aici, în colțul ăsta. Până acum s-ar fi umplut o cadă, tati. Da? Da. Ia uite cât e. Cred. Revenim. Să intru și eu. Te mai baci? Crezi că are rost? E puțină apă. Hai, Mara, hai. Cum e apa? E bună apa? E fierbinte. Mi-am luat ăștia că sunt groși. Și o să țină frig. Așa. Nu cred. Așa, fetele. Bravo. Și tata zicea, fac eu. Bagă-te. Acum vin și eu. Ia. Am luat scara. Acum fetele au loc de desfășurare. Hai să vă vedem.
Mara, ia furtunul dul în capăt și lasă-l acolo ca să vină apa în vale, că aici e un pic înclinat. Chiar dacă n-am avut ce faci. Am pus-o pe plan înclinat. Toată apa o să stea acolo, man. Da, acum. Și dacă o să stea foarte mult. Au! Haida! Dacă mă așteptam să fie până aici, toată! Peștișorii pe uscat! Da! Care alunecă peștișorule! Fetele îl vor pe tati în piscina. Pe tati? Iau pe negruț în piscina. Dar doar le păcălim, nu le dai. Păcălim. Fetelor, vine tati! Negruț! Pregătiți-vă să-l primiți pe negruț! Pregătiți-vă să-l primiți pe negru! Nu! I l-ai pus în cap, cum e, fetelor? Frige! Pe negru! Îl lăsăm pe negru pe usca. Da, nu-l băgăm. Hai să mănânce ceva. Negru! Toată ziua mănâncă. Dacă aveam un cățel, puteam să-l băgăm bine liniștiți. Deoarece cățel se bagă în apă, iubesc apa. Voiam unul și noi. Mami, eu înghez numai uitându-mă la ele. Mă duc în casă. Eu rămân să le supraveghez. Nu, intră! E caldă? Toate! Frige! Știi ce au zis ele? Că trebuie să vină tata, că el e mare și când se urcă ne crește nivelul apei. Aaaa! Nu! Telefonul tău, dar eu, gata, Mara. Mă duc în casă, nu vreau să mai asist la așa ceva. Vezi să nu fie inundație în casă. Să mă duc în bucătărie. Nu curge, în afară a faptului că e un pic dezastru, ai spus tot de acolo. E în regulă, da? E, da. E uscat. Hai să vă zic ceva, Mara are alunecare turbo, eu am cădere turbo. 3, 2, 1 și... Acum eu, da, de Deo. Să văd un pic. Wow! Mie place căzătura turbo. Eu m-am lovit! Sus! Nu m-am lovit așa de tare că s-a lovit Mara. Eu propun să o luăm pe Bri repede și voi, fetelor, o urmați. Continuăm mâine dimineață. Hai, cu apă mai multă. Cu apă mai multă o să se umple toată noaptea! Da, să mânea, să mânea. Hei! Saună! Asta au găsit fetele, au transformat piscina în saună. Da, afară-i foarte frig, cum e să abri? Ce s-a întâmplat aici? Nu cred. Ba da. Aburi! Wow! Saună! Ea are o grămadă de găuri pe aici. Da, e aici aer. Nu-i problemă, dar totuși tot trebuie supravegheat. Hai, gata, ieșiți. Hai, gata pe azi. Halate pentru fete! Fetele, afară, am adus halate. Iată, vă scriu eu unde e. Haideți, fetelor, haideți. Nu vrem, convingere, eu am încercat. Fetele, hai. Ce facem, mami? Le scoatem. Hai, intru și eu. Ah, ăsta se leagă de ele, da, am înțeles. Așa. Hai, Mara. Dacă este timpul, este și pe. Ei, cum am făcut noi sauna din piscină? Da, păi altfel era prea frig pentru asta. Mara zice să-l lași apa caldă toată noaptea. Nu, no, n-are rost. Păi dimineața să fie caldă. O să justifică, gândește-te. Haideți, fetelor! Revenim mâine dimineață! Fetelor, haideți afară și voi! V-am adus halate! Ziua finală! Pregătim piscina cu toate substanțele, astfel încât să eliminăm bacteriile, să măsurăm alcalinitatea, duritatea apei, și așa mai departe. Avem aici să măsurăm duritatea apei. Cu acest dispozitiv vom măsura pH-ul și densitatea de clor din apă, diferite substanțe care să crească flotabilitatea apei, eliminarea algelor, lucru care mami spune să nu-l facem. Este o substanță destul de agresivă și ne e teamă pentru copii, dar am luat-o să fie. Și e și toxică pentru mediu. Apa nu va trebui să o dăm pe gazon, de exemplu, sau în niciun caz să nu ia contact cu solul, ceea ce este aproape imposibil, așa că mai bine nu o folosim. Dacă se fac algetatii, dăm apa pe gazon, nu dăm gazonul și o înlocuim.
Singura problemă este că am avut nevoie de aproape 3 zile să se umple cu apă. Sunt aproape 17 tone de apă. Apa e sus. Ia priviți-o. Și acum să începem procesul de curățare și menținere curată a apei. Primul lucru, măsurăm calcarul din apă. Avem acest dispozitiv gradat. Și vedem cât de dură este apa. Exact. Măsurăm duritatea. Dar sunt curioasă. Eliminăm până la 5 ml. Ținem ara. Punem una sau două picături. Una. Acum, gata. Acum, în funcție de culoare, ea trebuie să fie albastră. Dacă culoarea e roz, asta înseamnă că e destul de dură apa. Cu cât e mai roșie, cu atât apa e mai dură. Avem aici titrantul. Această substanță ne arată câte picături de titrant vor intra, înseamnă că atât de dură e apa. O picătură și amestecăm până se face albastră. Mai trebuie. Se face albastru? Încă nu, mami, mai trebuie. Și au fost vreo 5 picături. 3, 4, 5 picături, ia să vedem. Nici acum nu se face albastră, mami. Tot roz. E foarte dură, înseamnă. Mai punem picături. 2, 3, 4, 5, 6. 7 chiar. Ia să vedem. Albastru. Tot mov. E mov? Da. Încearcă tu, mare. Hai. Câte una ar fi trebuit, dar dacă am fi stat să punem câte una, noi deja suntem la vreo 15 picături. 5, gata. Ia să vedem, se albăstrește? O dat pe lângă, Mara. Nici pomeneală. Hai și tu, Teo. Apasă. Una, mai mult, două, trei, patru, cinci. Mișcă ușor. Se albăstrește? Nu, mami. Se albăstrește. Ușor, da. A început. Deja suntem la 25 de picături. Să mai pun încă 5 și dacă tot nu se va face albastră, mai pun încă 5. Fiecare picătură înseamnă 10 unități din astea de măsură de carbonat de calciu. Și noi avem deja multe unități de măsură de carbonat de calciu. Dacă sunt până acum 25 de picături, 250. Renunțăm, asta e. Mergem mai departe. A rămas dură oricât titrant am adăugat. Nu am apucat să filmăm. Am mai adăugat două picături, eu. Eram aproape. La 32 s-a făcut albastră? Nu, 27. De picături. La 27 de picături. Acum să măsurăm pH-ul și clorul. Din apa piscinei. Avem două blistere, una pentru pH, una pentru măsurarea clorului din apă. Mara, mă ajuți? Nu se pune mâna pe pastiluță. DPD la clor. Hai la clor. Direct în recipient. Da. Hai că postati. Odată. Are bule. Efervescentă. pH. S-a dus greșit. Să-i pe loc să duc aici. Deci n-o să vezi, mai pune una. Bravo. Gata, acum pune capacul. Am pus capacul și amestecăm. Aici trebuie să fie roz apa. Foarte roz. Și pH-ul mai portocaliu. La pH avem undeva o culoare între acestea două, vedeți? Și e ok. Suntem în zona ok, deci nu avem nevoie de nicio substanță să reglăm pH-ul. Iar la clor este foarte slab, e undeva aici, poate aici, între. Deci e 0,2. Normal ar fi să fie între 1 și 3. Asta ce înseamnă? Adăugăm clor? Eu zic că da. Sau poate, tati, apa e prea clorurată. Trebuie să verificăm. Avem aici clorul solubil. Îl cântărim să fie undeva la 36 de grame, deci mai trebuie să eliminăm. 30 de grame. E bine așa? Atâta clor pentru toată piscina. 30 de grame. Și îl dizolvăm. Bagheta magică? E necesară. Trebuie dizolvat foarte bine clorul să nu ardă fundul piscinei, acele granule. Wow! Iese sus, așa zici că arde. Vă dați seama cât e de puternic? Ai grijă dacă ți se atinge adidașii și se albesc. Ok. Și cu grijă mai amestecăm. Apa s-a limpezit și vedem că
încă nu s-a dizolvat complet, dar priviți piscina cum arată. Superbă! Și punem clorul din loc în loc. Toarnă picătură? Prea mult, tati. Mai punem picul în colțul ăsta, gata. Și miroase. A clor. Gata, tati, că trebuie să-ți ajungă pentru tot. Miroase a piscină? Da. Să omoare bacteriile. Aici apă și clătește găleata. Acolo, așa. Super. Iar acum? Și gata. Nu e gata, tati. Nu e gata. Nu e gata. Iei un băț lung și amesteci în toată piscina. Așa se face? Da. Bine. Amestecă. Avem dispozitivul. E lung? Da. Începem. Un pic să agiți apa. Ok. Mami, propun să urcăm în ea. Nu avem voie. Măcar 48 de ore, clorul trebuie să acționeze asupra apei, iar noi să nu ne băgăm pentru că s-ar putea să ne ardă. Eu zic că e suficient, mami. Hai, tate, așa, și în colțul ăsta că ai pus mai multă decât trebuia. Acum vom folosi următoarea substanță. Floculant crește densitatea particulelor și reglează flotabilitatea lor, crește viteza procesului de floculare, ajută la depunerea și eliminarea impurităților din apă. Cu alte cuvinte, particulele murdare se fac mai grele, cad la fundul piscinei și pot fi aspirate, măturate, adunate și așa mai departe. Am uitat să-l agit, trebuie agitat înainte. 50 de mililitri. Wow, ce substanță! Și trebuie utilizat o dată pe săptămână. Și cât trebuie să nu intrăm în piscină? Cât timp? Acum amestecăm și această substanță și, la fel ca și clorul, aplicăm în școală. Gata! Gata, asta e tot. Mai avem o singură substanță, dar aceea se folosește după ce ne scăldăm și peliculele grase ale corpului nostru ajung în piscină. Atunci curățăm grăsimile de pe linia apei cu această substanță. Pune un pic, că am intrat noi. Substanțe grase? Eu nu văd. Piscina e pregătită, dar apa e rece. Așa că o lăsăm, o acoperim. Iar în următorul vlog ne veți vedea cum o să ne distrăm piscina. Alături de voi!